Săptămâna asta în Los Angeles a avut loc una dintre cele mai urmărite conferințe de gaming din lume. Se numește E3 și toate companiile mari din industrie vin să-și prezinte prospăturile. Bine, în afară de Sony, care a boicotat E3 anul ăsta, așa că am rămas cu Microsoft, Bethesda, Ubisoft, EA, Nintendo, etc. Salut, eu sunt Codrin și astăzi vorbim despre cele mai noi și importante anunțuri din gaming care au avut loc la E3. Deci, fără să mai bolborosesc prea mult, să-i dăm! Microsoft a anunțat noul lor Xbox Next Gen, care urmează să fie lansat de sărbători în 2020. Nu ni s-a arătat consola propriu-zisă, dar momentan știm că se cheamă Project Scarlett și e capabilă de 120 de frame-uri pe secundă, viteze de loading ultra-mega rapide și capetele vorbitoare din clip au spus că e de 4 ori mai rapidă decât Xbox One X. Bineînțeles că nici preț nu avem deocamdată. Voi ce spuneți de Scarlett? Încântați sau dați cu skip și așteptați PS5-ul? Tot la prezentarea lor am văzut un trailer nou din Cyberpunk 2077 în care am aflat și data lansării. 16 aprilie 2020. Acum, dacă va fi amânat, probabil. Dar nu asta e important, ci faptul că John Wick a venit pe scenă. Deci îl avem pe Keanu Reeves în joc ca personaj. Super tare, nu? Sper să apară mai mult de 5 minute. Nu știu, zic și eu. Google Stadia, platforma de streaming de la compania ieșită din cartea 1984, se lansează anul acesta în noiembrie și abonamentul de bază va costa $10 pe lună. Pachetul standard vine cu un controller, un Chromecast Ultra și 3 luni de abonament la Stadia Pro, precum și un Buddy Pass care te lasă să-i oferi unui prieten aceeași experiență. Ca să poți juca în 4K HDR la 60 FPS-uri, va trebui să ai o conexiune la net de 35 de mega pe secundă. Nu e mare problemă la noi în România. Ce totuși e o problemă mare la noi în România e faptul că nu va fi lansat deocamdată aici, așa că, na, degeaba ai net dacă nu ai Stadia, vorba aia. Dar când va apărea, ce vei putea juca? Păi, Doom Eternal, Wolfenstein Youngblood, Destiny 2, Metro Exodus, The Division 2, Borderlands 3, Mortal Kombat 11, Rage 2, Farming Simulator 2019 și mai erau vreo 10, dar nu prezintă nicio importanță majoră, așa că le-am dat cu skip. Voi ce spuneți? Vă încântă? Sunteți triști acum că locuiți în România? Mai jos comentariile, por favor. Elden Ring a fost prezentat într-un trailer CGI, adică lipsit de gameplay, dar important e că este bebelușul colaborării dintre George R.R. Martin, autorul Game of Thrones, bineînțeles, și Miyazaki, creatorul seriei Dark Souls. Nu va fi atât de popular în țara lui CS, Fortnite și a jocurilor pe mobile, dar hei, jocul va fi amazing și eu de-abia îl aștept. Star Wars de la EA a fost prezentat și m-a lăsat sceptic. Nu m-a încântat atât de mult precum mă așteptam, dar nu vreau să fiu precoce ca un adolescent și să mă pronunț înainte să-l butonez. Deși, da, chiar pare foarte meh. Trecem la creatorii lui Assassin's Creed și vedem că nu lucrează la un Assassin's Creed, ci la un nou joc, Gods and Monsters, unul foarte similar cu Zelda. Nu am văzut prea multe din trailer, dar sper că va fi la fel de bun precum Breath of the Wild de pe Switch. Fanii Rainbow Six Siege s-au bucurat atunci când Ubisoft a anunțat un nou Rainbow în 2020. Dar nu e ceea ce credeți, fiindcă R6 Quarantine este versiunea cooperativă a jocului cu extraterestrii demonici care au mai apărut în joc sub forma unui eveniment limitat. Trecem de la shootere la Avengers, fiindcă în sfârșit cei de la Square Enix ne-au arătat câte ceva din noul lor joc mult așteptat. În trailer vedem că femeia în latex negru arată ca un travestit cu perucă, Hulk distruge cum face Hulk, Captain America arată ca un cosplayer care a prostit pe toți și s-a strecurat printre ei, Thor seamănă cu Clancy Brown sau cu Jeff Bridges din Big Lebowski, iar Iron Man are peruca lui Lionel Richie din anii 80. Super tare, nu? Nu prea. Chestia e că partea cosmetică a lucrurilor cu siguranță poate fi schimbată, dar ce am văzut din trailer e că pare să fie fain. Aparent se poate juca până la 4 jucători deodată și tot ce rămâne de făcut e să ședem cu minți și să așteptăm. Inputul vostru care e? Pare o mizerie ori va fi la fel de bun ca Spider-Man de pe PS4? Ceea ce eu nu cred. Acestea fiind spuse, am început cu Microsoft, terminăm cu Microsoft. Xbox Game Pass, abonamentul lunar în stilul Netflix de pe consolă, care îți pune la dispoziție sute de jocuri, vine pe PC. Pentru mine, ăsta a fost cel mai fain anunț de la E3 și de-abia aștept să-l testez. Chestia e că am niște probleme cu sfântul Windows și nu-l pot instala dacă nu am versiunea 1.9.0.3, dar nici nu vrea să-i facă update. Și da, bineînțeles că e original. În afară de astea, cam acestea au fost cele mai interesante știri pentru mine de la E3. Voi v-ați uitat? V-a plăcut? Nu v-a plăcut? Ce v-a plăcut? Lăsați părerile voastre mai jos și până data viitoare nu uitați să mai dați niște click-uri pe aici. Poate vă place ceva din ferestrele astea plutitoare, să le spun așa. Cam atât. Eu am fugit, numai bine.